Te-ai revenit după Berlin? Ai fost foarte scump la vorbă. Da, și la chip după sosirea la Otopeni. Da, încă sunt, pentru că au urmat o groază de interviuri, de stres sau stres, cum îți place ție să auzi. Dacă ai rămas pe ora Berlinului, e stres încă. Da. Nu, încă nu mi-am revenit. Evident, asta e digerabil așa în termen lung. Bănuiesc o să dureze săptămâni, luni de zile. E o euforie acum care... Dar ai început să derulezi filmul, să te amintești cum a fost la ceremonie când cu fiecare premiu te simțeai tot mai aproape de ursul de aur? Da, paradoxal mă simțeam mai aproape de ursul de aur, dar și mă simțeam scos din palmares așa, adică de la, nu știu, premiul Alfred Bauer, care era cred că al patrulea sau al treilea din urmă, de atunci au început emoțiile. Pentru că cei de la Berlin, când ne-au chemat cu o zi înainte, cu seara de dinainte înapoi, au fost foarte secretoși și au jucat această comedie foarte bine acolo, chiar au exagerat, aș putea spune. Și ce ți-au spus când te-au chemat? Nu, au vorbit de fapt cu Ada. Ada Solomon a primit un telefon. Care e producătorul împreună cu mine. Noi am produs filmul împreună, deci. Și i s-a spus că ar fi bine să ne întoarcem. Și Ada a întrebat, ar fi bine sau trebuie să ne întoarcem? Și eu au spus, da, trebuie să te întorci. Și Ada a întrebat și Călin. Și Călin, au spus ei. Și eu, și tu, și da. Tu. Și de aici au început speculațiile, pentru că dacă chem producătorii, în regulamentul lor de la Berlinală, doar la Ursul de Aur se menționează clar că premiul este ridicat de producătorul filmului. La celelalte nu. Și de aici am început să ne gândim foarte serios la acest premiu. Dar până la urmă a fost o întreagă delegație pe scenă. Da, am sperat și am intuit că va fi Ursul de Aur și am oraculat pe cât mai mulți din echipă cine a putut să vină. Bogdan Dumitrache, Andrei Butică, Dana Bunescu n-a putut să vină în ziua aia, nu știu ce, trebuia să facă neapărat să monteze. Genial. Da, Luminița nu a vrut să vină pentru că a spus că dacă ea n-a fost chemată, ce să caute ea acolo? Mă rog, eu am înțeles-o. Da, Solomon spunea că niciodată nu l-a aplaudat cu atâta poftă pe Dani Stanovici, care a luat premiul chiar înaintea voastră, era Grand Jury Prize, Dani Stanovici. Da, cine a aplaudat? Ada Solomon, pentru că momentul ăla știa sigur că voi luați Ursul de Aur. Da, numai că după ce a venit Dieter Coslic și Juan Carvai și înainte să spună cine să anunțe Ursul de Aur, a spus că mai sunt încă două filme care primesc o mențiune. Și ăla a fost cred că ce da, ăla a fost cel mai stresant moment și primul titlu cred că a fost Laila Furie parcă sau Laila Furie așa și în timp ce spunea pe ecran a apărut și al doilea Promised Land al lui Gus Van Sant. Și atunci m-am mai relaxat și evident că fracțiunile de secunde te gândești orice poate să se întâmple să fie alt film, adică să ne fi chemat așa pur că și simplu. Sunt civilizați. Da, și când am auzit acele cuvinte rostite de Wong Kar-wai, a fost copleșitor așa și... Da, dintr-o dată s-a făcut blank așa, adică nu mai... pregătisem așa un mini speech în caz de care s-a dus și complet. De ce nu l-ai uitat? Sau nu mai era cazul să mai spui ceva? Da, cred că nici nu mai era cazul, l-am și uitat. Și ce ți-a spus, Juan Carvai? Că am înțeles că cu tine a vorbit destul de mult. A vorbit, deci după decernare am fost luat și dus la zeci de interviuri pentru multe televiziuni, radio și așa mai departe și după aceea am avut o conferință de presă și am intrat ultimii, care a durat foarte mult, am terminat undeva pe la 11-12 noaptea și după aceea ne-am dus la dinnerul organizat de... și acolo m-am întâlnit
cu o parte din juriu care erau deja, majoritatea dintre ei erau bine dispuși, deja era buseră. Acolo am fost dus de către Nicolae Nichitin să... Care-i selecționerul pentru Europa de Est. Pentru Europa de Est, așa, să-mi prezinte juriu și să vorbesc cu ei. Și primul a fost Wong Kar-wai, care s-a ridicat, a venit, m-a tras într-un colț și, bine, poate nu chiar 2 minute, mie mi s-a părut așa foarte lung timp în care îmi ținea mâna strâns și dădea așa din cap și nu zicea nimica și eu dădeam din cap și ne uitam așa unul la altul. Și după un timp foarte lung, bănuiesc seama că n-au fost 2 minute. Asta a fost ca faza din filmul tău. Da. Și finalmente mi-a spus că din punctul lui de vedere e o capodoperă, ceea ce... Bun, m-a lăsat din nou fără cuvinte, ce era să-i spun, nu știam ce să-i spun, da, nu, să fiu modest, să mă bucur. Și cam asta a fost tot. Și pe urmă mi-a spus să am grijă ce fac de acum înainte, să mă gândesc foarte bine. Și ceilalți membri ai juriului? N-am apucat să vorbesc cu toți, am vorbit cu americanca, cu Ellen Curis, care este regizoare, operatoare la Hollywood, care tot a încercat să vorbească cu mine în română, că rupea ceva română, a făcut ceva pe aici, n-am înțeles exact, vorbea foarte mult, era zgomot acolo. Așa, și Andreas Dresen era foarte entuziasmat. El a vorbit mai mult cu Ada Solomon, am înțeles. Cine? Pe urmă, Andreas Dresen. Nu știu și cât a vorbit, dar eu am vorbit destul de mult cu Andreas, care mi-a povestit puțin că i-au văzut ei n-au văzut filmele la gală, ei le-au văzut într-un private screening. Le-au văzut și cu presa. Da, nu știu exact, dar în orice caz în altă ordine. Și asta știu că mi-a spus că l-au văzut destul la începutul festivalului și că filmul a bântuit și a rămas așa în el și l-a marcat tot timpul. Și mi-a spus că pentru el am fost favoritul numărul 1 de la bun început. Am aflat tot așa, prin terțe persoane, că juriul ar fi decis în unanimitate premiul tău. Asta știai și tu, ai aflat și am tu. Am auzit și eu, dar nu mai știu de la cine. Da. Ada Solomon cunoștea pe cineva, care cunoștea pe cineva în juriu și ar fi spus că ar fi auzit lucrul ăsta. Da, eu cred că am auzit de la ceva mai apropiat jurului. Nu știu dacă nu de la Nichitin, nu mai țin exact minte. Să fac multe speculații. Am auzit chiar că ți-ar fi dat premiu pentru că ești ai și cetățenie germană, da. Că ești prieten și la Pertu cu Dieter Koslick, directorul festivalului. Cum comentezi? Am auzit și eu, mi se pare așa, nu știu, pe Dieter Koslick l-am vorbit cel mai puțin cu el și că sunt la Pertu e pentru că el m-a luat la Pertu și că în lumea asta așa se vorbește. Nu cred că trebuia să vorbim la dumneavoastră. Așa se face în lumea cinematografiei. Și nu l-am cunoscut. Când a venit la Cluj, la TIFF, anul trecut, niște oameni au vrut să mă prezinte, eu eram în altă parte și chiar nu m-am dus. Adică, de ce nu te-ai dus? Păi nu m-am dus pentru că mi se pare așa... De ce să mă duc ca să vorbesc cu el, să vadă că eu sunt, de fapt, am și cetățenie germană, că vorbesc germană, ca să-i atrag atenția? Mi s-a părut că facem mai mult rău. La câți oameni cunoaște Koslick, dar în toate prospecțiile astea, când caută filme, cred că nu asta e important. El trebuia să vadă filmul în preselecție, asta era important, nu să mă cunoască pe mine. Deci n-am absolut nicio legătură și nici... Ești foarte modest. Cum poți să te afirm în meseria asta fiind foarte modest? Nu trebuie să ai legături, să cunoști oameni, să... Ba da, dar așa sunt eu, mai introvertit și asta e felul meu de a fi. Și nu știu dacă, poate nu e bine că sunt așa, dar asta e, nu-mi place să ies în lumina rampei și toată povestea asta cu premiul, adică de-abia aștept să se termine tot balamucul ăsta ca să-l realizezi, să-l diger și eu, să-l înțeleg mai bine. Ce ai făcut în zilele astea de când te-ai întors? Of, am
nu mi-am închis telefonul, dar l-am pus pe silent, pentru că suna tot timpul și toți vroiau să vină în emisiuni și să vorbesc și să declar și să fac și să dreg și na, am început să... Sigur că acum trebuie să fac puțin publicitate filmului și să ies, dar încerc să selectez cât mai riguros. Există o temă care bântuie România în ultim, mass media în ultimele zile, nu știu dacă ai urmărit, dacă n-ai răspuns la telefoane și mail-uri. Există întrebarea asta, Ursul de Aur este al României sau al realizatorilor? Păi, cred că în primul rând Ursul de Aur este al realizatorilor. Și, bun, în mod... Da, și al românilor, evident, pentru că e un premiu important și... Și filmul e 100% românesc, e o coproducție da, românească. E o coproducție românească. E o producție românească, nu e o coproducție românească. Parada Film și Hai Film... Hai Hui Entertainment, pentru că cu Hai Hui am început și am plecat de la ei și am continuat pe Parada, care e firma mea... pe care o am împreună cu Ada Solomon. Și care este primul lungmetraj produs de Parada Film. Este primul, da. Este primul lungmetraj. Un început bun. Da. Hai să vorbim despre film. Acum o să-l lansați în 8 martie în sălile din România. Da. Te aștepți ca Ursul de Aur să aducă mult mai multă lume în săl decât ar fi adus o simplă participare la Berlin? Asta cu siguranță. Cred că da. Acum nu știu cât mai multă lume. Dar cu siguranță va fi mai mult decât dacă am fi rămas doar la o simplă selecție la Berlin. Știu, vom vedea. Publicul e destul de imprevizibil așa în România. Nu pot să îmi dau cu părerea. Dar nu știu, eu înclin să cred că o să facă mulți spectatori. Așa, în ciuda afirmațiilor celor apropiați care... Sunt puțin sceptici, așa. Sceptici, da. E mai nemțesc decât... Și au stres. Și stres, da. Care așa. Sunt cei apropiați de care vorbești? Mă rog, cei din familie, de la firmă, din echipă. Dar eu cred totuși, sau sper să fie contrariu, pentru că tema filmului e una universală, în primul rând. Și cred că o poveste care o să atingă foarte multă lume, într-un fel sau altul, direct sau indirect. Pentru că e vorba despre relația aproape bolnăvicioasă sau patologică între mamă și fiu, ceea ce, bun, e dusă la extremă în film, dar în această relație de părinți-copii, cu siguranță o să se regăsească foarte mulți. Pentru că toată lumea e da. Într-o poziție sau alta sau exact, în amândouă. Exact, exact.